12 octombrie. În această lună, în ziua 12-a, îi pomenim pe sfinții mucenici Prov, Tarah și Andronic, care, pentru faptele lor de credință, au avut mult de pătimit. Tot azi îl pomenim pe cuviosul părinte Cosma, făcătorul de cântări, sfânta muceniță Domnina, dar și pe sfânta muceniță Anastasia. O vorbă din bătrânii spune că soarele, în mersul lui, e tras până la prânz de 2 bivoli, până la amiază de un bou, până de amiază în deseară de o căprioară, iar l-a sfințit de un iepure, șchiop, apoi trece pe lumea cealaltă.